Vești bune pentru mehedințeni. În aceste zile, operatorul de apă Secom a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată pe raza județului nostru. Acest proiect, finanțat de Uniunea Europeană, va moderniza și va extinde infrastructura de apă potabilă și apă uzată din județul Mehedinți. Obiectivele sunt racordarea mai multor locuitori la rețeaua de canalizare, asigurarea unei calități sporite a efluentului și reducerea scurgerilor din canalizare, precum și alimentarea de apă potabilă la standardele de calitate impuse de lege. Scopul conferinței de presă de astăzi, alături de domnul director de la Secom, este unul extraordinar. Am semnat primăria Drobeta Turnu Severin, care este acționar principal la Secom, un proiect pe POIM în valoare de 49 de milioane și jumătate euro, prin care reabilităm rețele de apă potabilă, extindem rețele de apă potabilă, reabilităm canalizare, extindem canalizare. Sunt foarte multe lucruri importante pentru comunitate, pentru întreg județul, de fapt, că Secom acționează în întreg județul. Sunt lucruri extrem de interesante și utile județului Mehedinți și mai ales municipiului Drobeta Turnu Severin. Primăria Drobeta Turnu Severin este acționar principal la Secom, iar din valoarea totală a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți se va racorda municipiului suma de aproximativ 20 de milioane de euro. Printre principalele investiții se numără și reabilitarea conductei de aducțiune din fluviul Dunărea. Cele 49,5 milioane, aproximativ 20 de milioane, revin municipiului Drobeta Turnu Severin și pentru că sunt foarte multe lucruri, dați-mi voie să vă citesc o parte din lucrurile care se vor întâmpla. Reabilitare rețea apă potabilă 7 km, extindere rețea apă potabilă 1 km, branșamente noi 90, 5844 de contoare apă noi cu citire la distanță, da? Adică avem contoarul în afara proprietății, nici nu trebuie să mai vină cineva să-l citească direct de la calculator, știm exact cât consum are clientul, evităm furturile, o să facem reduceri și de personal pentru că e clar, nu mai are de ce să meargă omul să-l citească. Se vor reabilita și construi stații de tratare a apei potabile împreună cu măsuri de creștere a siguranței în alimentare și reducerea riscurilor de contaminare a acesteia. Cămine noi, hidrant, reabilitare de canalizare ape uzate menajere 12 km, extindere a rețea de canalizare 5.580 de metri, racordul noi la consumatori 338, reabilitare racorduri existente 533, înlocuire conducte, adiciune un lucru foarte important, o investiție destul de mare, reabilitare conducte aducțiune din fluviul Dunărea 4 km și jumătate și înlocuire conductă de aducțiune, adică în acest moment priza de apă din Dunăre, conducta care pleacă de acolo, destul de veche, cât are domnul director? Este din anii 60. Din anii 60, care are și pierderi și în același timp nu e un pericol, dar din punct de vedere al pierderilor este destul de avansată această problemă și atunci ne pică foarte bine înlocuirea ei. De asemenea, mai multe localități din județul Mehedinți vor beneficia de acest proiect. Contractul de finanțare pe care l-am semnat cu Ministerul Fondurilor Europene prevede investiții în mai multe UAT-uri la căror rază Secom operează. Sunt prevăzute atât reabilitări și construcții de stații de tratare noi, de asemenea reabilitarea surselor de apă subterane, a aducțiunilor și a rezervoarelor de magazinare. Avem prevăzute reabilitarea și extinderea sistemelor existente de distribuție a apei
potabile. Sunt investiții prevăzute pentru construirea de facilități pentru gestionarea nămolului, pentru stațiile de epurare, și aici avem două stații de epurare. Este vorba de stația de epurare, platforma de stocare nămol de la Vânju Mare și instalația de uscare nămol dezidratat în cadrul stației de epurare Drobeta. Avem, așa cum spunea și domnul primar, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare a apelor uzate. Aici discutăm de mai mulți kilometri de conductă. Vă dați seama că în UAT-uri raza de acoperire este mai mare. Discutând despre comune, practic investițiile vor fi mai mari ca și număr de kilometri. Încă o dată, județul Mehedinți va beneficia de reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată.